18 cu 9 ani au apărut și noile modele de sonare de la Lawrence, Hook 2, în diferite variante, în diferite mărimi de ecran. Diagonale de 4, 5, 7, 9 și 12 inch. În afară de modelul Hook 2 4X, toate celelalte aparate sunt prevăzute cu GPS, iar o parte dintre ele au și slot pentru cartelă microSD. Să facem un rezumat al variantelor. Modelele cu ecran de 4 inch sunt în două variante, unul fără și unul cu GPS. Niciunul dintre cele două aparate nu are slot pentru cartelă microSD. Ambele aparate au însă doar o sondă simplă pentru imaginea Fish Finder, adică 2D-ul pe care îl cunoaștem de la pescuitul la Klong. Restul modelelor au toate GPS. Pe toate ecranele se poate afișa și viteza de deplasare, se pot memora puncte, trasee, rute. Cele cu X în spate au doar GPS, fără a avea slot pentru cartelă microSD. Iar cele cu slot pentru cartelă, se poate face update sonarului sau folosi o hardă. Bun, să trecem acum la variantele de sonde. Cum am spus, la sonarele de 4 inch avem doar imaginea clasică, 2D-ul, și sonda este una micuță. Am râs când mi-a spus cineva care și-a achiziționat deja acest sonar, e cât o linguriță. Cât e de bună, vom vedea mai târziu pe apă. Celelalte modele, cu split shot, au o sondă puțin mai mare, care vizualizează atât 2D-ul cât și downscan. 2D-ul pentru pescuitul la Klong și downscan pentru structuri. Iar a treia este sonda triple shot, care în plus de split shot mai are și vederea laterală side scan sau structure scan. Ok, înainte de a trece la butonat și la filmat, pentru a afla ce pot aceste sonare, aș mai dori să vă spun câte ceva despre caracteristicile, ce eu le găsesc negative, respectiv pozitive la această nouă serie, și voi începe cu cele negative. 1. Butonul de pornire-oprire îmi este mult prea aproape de restul butoanelor. Din greșeală am apăsat deja de câteva ori pe el, vrând să selectez alt buton. La seria veche de Hook sau la Elite, butonul de pornire-oprire este puțin detașat de celelalte butoane. Dar este probabil doar o chestiune de obișnuință. 2. Mufarea sondei și a cablului de alimentare mi se pare puțin mai dificilă decât la modelele vechi. Intră mufa doar într-o singură poziție și trebuie să vedem ce facem, unde umblăm. La seria veche, la Hook, la Elite TI, la HDS, mufarea este parcă mai simplă, mai sigură, mai normală. Însă și aici probabil tot o chestiune de obișnuință. Toate ecranele sunt în format 16:9. Format TV, spre deosebire de modelul vechi de la Hook, unde ecranul de 4 inch funcționa ca un smartphone, pe verticală, adică în poziția 9:16, iar cele de 5 inch în format de 4:3. Ce diferență avem aici? La pescuitul pe verticală, mie îmi place să văd coloana apei cât mai înaltă, indiferent dacă este vizat somnul, șalăul, bibanul, știuca. Avem nevoie de un ecran cât mai înalt. Dacă aș putea, eu aș întoarce chiar și un sonar de 7 inch. Să stea în verticală, să am o vizibilitate cât mai bună și fără zoom. Ok, și al patrulea punct negativ ar fi modelul 5X split shot și 7X split shot, ecranul nu se poate împărți în două sau în trei părți. Deci nu se poate vizualiza în paralel 2D-ul, downscan și sau GPS-ul. Acum, după cele patru puncte negative, să trecem și la cele pozitive, îmbunătățirile față de modelul vechi. Toate variantele dispun de GPS, ceea ce este foarte ok, un avantaj enorm pentru pescuit. Conurile Fish Finder de 20 de grade și de 60 de grade au dispărut, iar în locul celor două conuri avem acum un singur con, mai mare, de circa 45 de grade,
dar la frecvența de 200 de kHz. Adică un con mai mare la o frecvență mare, ceea ce înseamnă o vizibilitate foarte bună a munturii și a peștilor ce urcă în con. 3. Meniul este mai complex decât la modelul vechi, a fost adaptat la meniul lui Elite TI și HDS. Cam asta ar fi în mare despre modele, variante și îmbunătățiri. În partea a doua al videoului vom parcurge meniul sonarului Hook 2 9 Triple Shot și Hook 2 7X Triple Shot. De asemenea, vom arunca o privire și peste meniul lui 4X și 5X.